Efectuarea sondajului privind stabilirea candidatului PNL Giurgiu la funcția de primar al municipiului rămâne o certitudine. Conducerea organizației liberale giurgiuvene a reconfirmat astăzi această decizie. Fac parte dintre cei care, înainte de 2008, am apreciat activitatea lui Lucian Iliescu. Am avut foarte multe momente când am fost alături de conducere și am avut de învățat din experiența acelor vremuri. Lucrurile s-au schimbat, după părerea mea, în ultima perioadă, în ultimii un an, doi. Nu sunt un foarte fin analist al scenei politice, dar părerea mea este că, plecând de la faptul că, sesizați și de dumneavoastră, că răbdarea celor care votează din 4 în 4 ani s-a epuizat până aproape de o limită critică, pornind de la speranțele care, din păcate, constatăm că prea des rămân în acest stat de speranțe, clasa politică trebuie să abordeze de o altă manieră colaborarea cu giurgiuvenii și susținerea unor obiective în mod realist și eficient. Nu sunt singurul care am spus și susțin această procedură, dacă vreți, ca recomandare pentru toate partidele. Stabilirea unui candidat nu este responsabilitatea doar a membrilor și simpatizanților partidului respectiv. Dacă nu avem niciun motiv să contestăm faptul că politicienii se bucură de o cotă scăzută de încredere în ochii românilor și implicit a giurgiuvenilor, atunci trebuie să luăm în considerare această variantă absolut corectă, ca și persoana pe care o desemnăm să participe la cursa electorală oficială pentru câștigarea celor mai importante structuri, cum este primăria municipiului Giurgiu în cazul nostru, trebuie să facă obiectul unei cercetări sociologice. Dintre toți cei care au recomandarea, dacă vreți, susținerea membrilor de partid, toți giurgiuvenii din afara cadrului strict al membrilor și simpatizanților să ne recomande, prin răspunsul la chestionarele care vor fi completate, care anume persoană se bucură de cea mai mare încredere și simpatie. Suntem în această fază. Nici măcar nu pot să spun că suntem cumva în avans față de calendarul stabilit. Am avut aseară o ședință a biroului politic municipal, la care au participat și colegii mei aici de față, și am parcurs împreună cu ei calendarul alegerilor, pregătirea alegerilor locale. Între 1 septembrie și 19 octombrie, dacă rețin foarte exact, este stabilită perioada în care se fac sondaje pentru desemnarea candidaților pentru primăriile municipiilor reședinte de județ. La rândul său, celălalt copreședinte al PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan, este de părere că efectuarea sondajului este binevenită. El a declarat că există posibilitatea ca și alți membri ai PNL să se înscrie în această competiție. Să punem capăt oricărei speculații. Nu, niciunul dintre cei doi candidați ai noștri astăzi înscriși în cursa pentru primăria municipiului Giurgiu nu sunt favorizați nici de mine, nici de colegul meu, domnul Beanu. Îi iubim, îi respectăm și sunt colegii noștri în egală măsură. Felicit faptul că domnul Stănișteanu s-a înscris în această cursă. Îmi pare rău că, așa cum spuneam de fiecare dată, nu s-au raliat la această idee și alți colegi cu notorietate suficientă ca să intre în cursa pentru primăria municipiului Giurgiu. Mă refer aici la domnul Popazu, la domnul Măroiu și alții care... De ce nu? Haideți să vă spun un lucru, domnul Jim. Ideea este ca participarea colegilor noștri în acest sondaj intern al nostru să coaguleze, să strângă voturile în favoarea candidatului care se va plasa pe primul loc.
Să știți că suntem o echipă, așa cum a spus și domnul deputat. Toți ceilalți îl vom susține pe candidatul cel mai bine plasat. Că e domnul Florian Nicolae, că e domnul Stănișteanu, asta n-are importanță, sau tu ai zis cine zice ăla e. Deci din punctul ăsta de vedere nu e nicio speculație. Domnul Stănișteanu, repet, îmi pare rău că este singurul care s-a înscris, pentru că noi, vă mărturisesc un lucru, am fi fost singura organizație județeană cu un singur candidat la primăria municipiului de județ. La Sibiu sunt 6 înscriși, la București sunt 4, la Iași sunt 6. Chiar și în localitățile unde avem primar PNL în funcție, la Alba Iulia, spre exemplu, în afară de domnul Hava, mai sunt 2 persoane înscrise. Noru Stănișteanu a anunțat cu puțin timp în urmă că optează și el pentru participarea la sondajul efectuat de PNL Giurgiu. El a ținut să precizeze că a făcut-o din proprie inițiativă, fără a fi influențat de cineva. Aș vrea să încerc să pun capăt speculațiilor că această gândire a fost influențată de anumite persoane. Nu le dau nume aici, că n-are niciun rost. Deci, vă rog frumos să luați acest demers al meu ca pe o candidatură foarte serioasă și cu gândul de a intra în această competiție internă cu prietenul Floricel, cu gândul de a învinge în această competiție. Sper din tot sufletul că va fi o competiție onestă și corectă. Sper din tot sufletul ca mijloacele pe care le vom folosi să fie cele care să nu afecteze în niciun fel imaginea partidului sau imaginea noastră ca persoane. Și în același timp sper ca acei care consideră că am avut o activitate bună până în prezent, dacă am avut o activitate corectă față de giurgiuveni, să se îndrepte cu votul către mine. Cred că această competiție a debutat cu dreptul și spun acest lucru că la această întâlnire de ieri pe care organizația municipală a avut-o cu reprezentanții, cu ordonatorii, cum doriți dumneavoastră să spuneți, secțiilor de votare din cadrul PNL-ului, personal, domnul deputat, în calitatea dânsului de președinte al organizației municipale, m-a invitat și pe mine la discuții. Consider un semn de fair play și pentru că am adus în discuție acest cuvânt fair play, amândoi am fost în tinerețe sportiv la diferite niveluri de performanță, cunoaștem ce înseamnă o competiție și revin la aceeași idee de corectitudine. Deputatul Florian Nicolae a salutat decizia colegului său de a participa la sondaj și a menționat faptul că o astfel de competiție este în beneficiul organizației liberale. Florian Nicolae a declarat că are încredere în opțiunile giurgiuvenilor și că decizia aparține în ultimă instanță acestora. Eu vreau să salut inițiativa colegului meu, Noruț Stănișteanu. Sunt convins că mai sunt și alte dorințe, alți doritori. Trebuie să ne introducem pe un sondaj de opinie și care va obține rezultatul cel mai bun, pe acela să-l susținem împreună, pentru că Partidul Național Liberal are nevoie de unitate și consens în acțiunile pe care le va derula în etapa imediat următoare. Mă onorează funcția de calitatea de membru în Partidul Național Liberal și mă onorează că am putut să vin lângă oameni deosebiți. Competiția internă generează, sigur, performanță, iar eu vă asigur că voi respecta statutul partidului, exact cum am făcut și în celălalt partid, în Partidul Social Democrat. Dar aici mă interesează să particip și să, efectiv, să reconstruim această unitate politică la Giurgiu. Nu știu, în județul Giurgiu îmi doresc tare mult să se reconstruiască partidul, dar eu acum mă refer la municipiu. Dacă noi reușim să fim uniți în municipiu, sigur că și la nivel de județ vom avea și rezultate extraordinar de bune. Eu cred în această echipă liberală și
la alt partid sau independent nu mă voi duce, decât voi rămâne fidel acestui partid. Competiția asta internă nu mă deranjează, sunt convins că sondajele de opinie vor fi realizate în mod corect. Indiferent cine va câștiga, eu mă voi conforma și sper ca și ceilalți din situația în care eu voi ieși preferat în sondaje să se conformeze. Mă bazez pe voturile cetățenilor din municipiul Giurgiu și vreau să fac o completare la ce a spus dumneavoastră. Partidul Social Democrat va organiza o competiție internă pentru un sondaj de opinie pentru a-și desemna candidatul. Deci n-am înțeles din discursurile de la convenția de presă, precum că primarul în exercițiu, Nicolae Barbu, va fi candidatul. Eu am înțeles că este vorba de un sondaj de opinie. Același lucru se întâmplă și la Partidul Național Liberal. Eu consider că Partidul Național Liberal, atunci când a hotărât numirea interimară a mea pe postul de președinte al organizației municipale, nu s-a grăbit, ci a cumpănit și a considerat că un consens la nivelul municipiului este bun pentru reinventarea acestui partid și acestei organizații municipale. Sunt convins că în organizația municipală, în cel mai scurt timp, vor adera foarte mulți membri de partid. Din cei care au fost, vor reveni în Partidul Național Liberal, precum și din celelalte partide și, de ce nu, oameni care nu au făcut politică până acum, care se vor îndrepta către Partidul Național Liberal. Potrivit deciziei adoptate la nivel central, sondajul va fi efectuat de o firmă specializată, agreată de Conducerea Națională a PNL. Termenul final pentru efectuarea cercetării sociologice este 19 octombrie.